Ultima rundă a diviziei A la handbal feminin a programat întâlnirea 10M Universitatea Pitești CSM Slatina, gazdele impunându-se în cele din urmă cu 26-25. Directorul tehnic Ion Mihăilă s-a declarat mulțumit de primul sezon al grupării piteștene în Liga a doua. A fost un joc foarte disputat, ați văzut cu două reprize diametrale opuse. Sincer să fiu, ne-am dorit foarte mult să încheiem campionatul, așa cum am mai spus, cu o victorie și să fim apropiați de publicul spectator, de iubitorii handbalului, să demonstrăm că într-adevăr am făcut o echipă care merită măcar un loc în prima jumătate a clasamentului de divizia. Așa cum am mai spus și fetelor, le mulțumesc pentru tot ce au făcut. Vreau să mulțumesc în mod deosebit primăriei pentru modul în care a respectat tot ceea ce ne-a promis. În același mod și Universității din Pitești pentru sprijinul acordat și sincer să fiu, mi-aș dori astfel de colaborări cu partenerii, colaboratorii care să fie lângă noi și să dorească performanță. După toate probabilitățile, noul sezon obiectivul echipei SCM Universitatea Pitești va fi unul pe măsură și anume promovarea în Liga Națională.